Monument arhitectural de interes național, Palatul Jean Mihail este situat în centrul municipiului Craiova, pe Calea Unirii la numărul 15. Este una din cele mai frumoase clădiri din România și un excepțional exemplu de arhitectură în stilul academismului francez, cu elemente de baroc târziu. Palatul Jean Mihail a fost ridicat între anii 1898 și 1907 la comanda latifundiarului și politicianului Constantin Dinu Mihail, după planurile arhitectului francez Paul Gautreau. Responsabil cu supravegherea lucrărilor a fost arhitectul italian Constantino Cicchi. Construcția este remarcabilă atât prin bogata arhitectură exterioară, cât și prin amenajările interioare. Valoroasa stocatură în partea aurită, luminatoarele, oglinzile venețiene, plafoanele și cartușele pictate, candelabrele cu ornamente din cristal de Murano, coloanele, scările din marmură de Carrara, pereții tapisați cu mătase de Lyon, lambriurile, mobilierul, stil, feroneria, toate dau încăperilor un aer de eleganță și gust rafinat. Palatul a fost acoperit cu ardezie și dotat încă de la început cu instalație electrică și încălzire centrală. În curtea din fața palatului este amplasat bustul pictorului Teodor Aman, opera sculptorului Ion Jala. Palatul a fost deschis pentru prima oară publicului între 24 și 31 octombrie 1943, cu prilejul Săptămânii Olteniei. Eveniment aflat sub patronajul Fundației Culturale Regale și cu prilejul căruia au fost expuse pentru prima dată la Craiova câteva dintre operele lui Constantin Brâncuș. La momentul inaugurării Muzeului de Artă din Craiova, operelor din colecția Mihail li s-au adăugat cele ale Pinacotecii Alexandru și Aristia Aman, ce cuprindeau lucrări universale din secolul XVII, precum și numeroase opere semnate de Teodor Aman. În prezent, Galeria de Artă Națională expusă la Muzeul de Artă din incinta Palatului Jean Mihail cuprinde opere realizate de Constantin Brâncuș, tablouri de Ion Țuculescu, Ștefan Lucian, Nicolae Tonița și Teodor Paladi, printre mulți alții, precum și sculpturi de Carl Storck și Dimitrie Paciura. Printre cele mai valoroase dintre piesele deținute de muzeu sunt 6 dintre lucrările titanului artei moderne universale, Constantin Brâncuș. Vitellius, Orgoliu, Cap de copil, Fragment de tors, Domnișoara Pogani și Sărutul.